CSM Slatina a avut sâmbătă debutul oficial în noul an competițional al Ligii Secunde de fotbal. Chiar dacă meciul a fost controlat aproape în totalitate de formația slătineană, finalul partidei a adus 3 puncte echipei adverse. Antrenorul Mihai Anovski spune că este încrezător, ținând cont că în primul 11 s-au regăsit foarte mulți jucători tineri. Nu vreau să găsesc o scuză în acest lucru, dar să nu uităm câți jucători tineri am avut în primul 11. Am avut într-adevăr și jucători cu experiență, cu maturitate, dar am continuat pe aceeași linie a construcției echipei cu linia de apărători unde numai puțin de 3 jucători născuți 2000. Am avut și atacant de 2002, cel care ne obligă regulamentul să-l folosim. Deci continuăm pe aceeași linie în a construi o echipă. Am mers pe același nucleu de jucători cu o omogenizare bună. Promovarea tinerilor este de altfel principalul obiectiv al CSM-ului. Potrivit declarațiilor antrenorului echipei slătinene, fotbalul are nevoie de un suflu nou, astfel încât suporterii să urmărească un spectacol sportiv frumos și de calitate. Obiectivul în continuare este să construim o echipă care să arate bine așa cum a arătat astăzi, să promovăm în continuare jucători și lumea care vine, din păcate, a reușit să vadă astăzi doar pe pagina de Facebook a clubului nostru meciul și sunt sigur că n-au fost puțini, să fie mulțumiți de ceea ce văd. După meciul de debut cu Dunărea Călăraș, CSM Slatina va susține primul meci în deplasare, în compania echipei ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Data acestui meci a fost reprogramată pentru 9 septembrie, având în vedere că în perioada 30 august-7 septembrie, doi jucători importanți ai formației slătinene, Ianis Stoica și Andrei Iana, au fost chemați la acțiunile de pregătire a Naționalei României Under-19.